Cel care mi-a ajutat și mi-a sprijinit și în ziua de astăzi și în continuare, până când Domnul ne va duce în veșnicie, ne vom lupta lupta cea bună, ca bisericile să crească în România. Lăudați să fie Domnul! Cresc birturile și cresc discotecile, să crească și adunările, să crească bisericile de Dumnezeu! Și aici, în Oltenia, din sat în sat, Dumnezeu să scoată oameni la pocăință. E nevoie, aleluia! Slăviți să fie numele Domnului, Dumnezeu să vă binecuvinteze. În seara aceasta aș dori să aduc un îndemn, aleluia! Aș vrea să vorbesc despre Domnul Iisus Hristos. Pentru că Duhul Sfânt e acela care ne cercetează. E acela care te face să plângi de bucurie că El este în adunare. Slăviți să fie numele Domnului! Mă gândesc la un om, și un om special pot să spun, care avea un loc anume, care se ruga lui Dumnezeu, aleluia! Doamne, mă întreb în vremea aceasta, noi avem așa un loc anume acasă, unde ne rugăm lui Dumnezeu? Haideți să ne facem așa o verificare. Prin rugăciune, stai de vorbă cu El, aleluia! Slăviți să fie numele Domnului. Daniel avea un loc în care se ruga lui Dumnezeu, aleluia. Daniel era credincios și vorbea cu Dumnezeul lui. Tu cu cine vorbești toată ziua? Cu cine colaborezi toată ziua? Eu cred că colaborez cu Dumnezeu, aleluia. Fie că ești la lucru, fie că ești pe stradă, tu poți să vorbești cu Dumnezeu, aleluia. Iar în odăița ta, închide ușa după tine și caută de stai de vorbă cu Dumnezeu. Lăudat să fie numele Domnului. Mă gândesc că ferestrele lui Daniel erau deschise spre Ierusalim. Aleluia! Fereastra noastră e deschisă spre Iisus, spre cer. Aleluia! Dă-te-a Dumnezeu comandă unui om. Aleluia, ordin să-și facă geamul sus, să nu-l vadă pe cel din dreapta, nici pe cel din stânga. Lăudați să fie numele Domnului. Acesta a fost Noe. Fereastra ta, omule, care ești aici, unde ți este? Unde este fereastra ta? Caută-o să fie sus, aleluia. Caută să ai o revelație cu Dumnezeu. Mărire Domnului Iisus, în orice vreme, în orice timp să stai de vorbă cu El. Și când stai de vorbă cu Domnul, vine lacrimile, aleluia. Și în urma lacrimilor îți cercetezi viața și în urma cercetării, slăviți să fie numele Domnului, vine Domnul și ne eliberează. Slăviți să fie numele Domnului. Daniel face trei lucruri. Daniel se închină înaintea lui Dumnezeu, aleluia. Daniel se smerește înaintea lui Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. Daniel stă de vorbă. Daniel cere lui Dumnezeu prin rugăciune. Tu ce ceri în vremea aceasta? Ce cauți în vremea aceasta? O, Doamne, îndură-te de noi. Amin. Nu noi l-am găsit pe Domnul Iisus Hristos și El ne-a găsit pe noi. Și dacă ne-a găsit, haideți să păstrăm ceea ce a primit, aleluia. Oameni buni, haideți să verificăm ceea ce obținem din partea lui Dumnezeu. Tu nu ești oricine, și ești copilul lui Dumnezeu, aleluia. Ai primit un nume sfânt, nume de pocăit, un nume prin care ți-ai schimbat viața față de Babilonul acesta, față de lumea aceasta întreagă. Ești un om nou, spune Apostolul Pavel, aleluia. O viață nouă care o duci în Iisus Hristos. Lăudat să fie numele Domnului. Doamne, îndură-te de noi în seara aceasta. Daniel făcea aceste lucruri tot timpul. În vremea aceasta gândește-te bine. Ce faci în ziua pe care ți-o dat-o Dumnezeu? Cui te închini? Cu cine călătorești? Și cu cine vorbești?
Dacă în vremea aceasta gura dumitare e o gură bună să vestească Evanghelia în jurul celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, în urma ta se vor ridica oameni destoinici la pocăință. În urma ta se vor ridica biserici spre Dumnezeu. Aleluia! Mărire Domnului! Anul acesta a fost un an greu pentru mine, pot să zic. Dar totuși nu m-am rugat să mă scape Domnul de ele. Și nici nu vreau să mă scape Domnul din greutăți. Eu vreau să fie El cu mine în greutăți și așa ies biruitor. Slăvit să fie numele Domnului! Omule, știi tu cine e adevărul? Eu sunt calea, a spus Domnul Iisus, adevărul și viața. Ce adevăr ai de spus? De când numai pe El să-L predici, aleluia! Să predici câte minuni a făcut El în viața ta și în ținuturile pe care a umblat. Pe unde umbla Domnul Iisus Hristos, oamenii se vindecau, oamenii se ridicau, orbi căpătau vindecare, scopii căpătau umblare, lăudați să fie numele Domnului. Și morți înviau la porunca lui Dumnezeu, la porunca Domnului Iisus Hristos. Învie și morți, lăudați să fie numele Domnului. Am fost morți în păcat și în fără de lege și Domnul Iisus ne-a dus la adevărata viață. O trăim în El și Domnul ajută-ne să o trăim cu frică și cu temere, păstrând credința dreaptă până când El va veni să-și ia biserica, slăvit să fie numele Domnului. Iubiții mei, m-am dus un pic pe la Daniel. Ar vrea să mă aduc o lenev tot despre Domnul Iisus Hristos, despre un singur mântuitor și singurul nostru mântuitor e Iisus Hristos. Aleluia! Mărire Domnului Iisus! Eu cred că ați învățat din Sfânta Scriptură că nu există un alt mijlocitor decât numai El. Întreba astăzi un suflet dacă ne-am născut ortodoxi. Și noi răspundeam că ortodox suntem și acum. Eu sunt ortodox, fraților. Ortodox înseamnă dreapta credință. Slăvit să fie numele Domnului. Pe mine nu mă mântuiește că am un nume de penticostal sau un nume de baptist. Pe mine mă mântuiește credința vie, sfântă și adevărată, să o trăiești în Iisus Hristos. Lăudați să fie Domnul! Dacă ești un penticostal adevărat, vei vorbi cu Dumnezeu, aleluia! Vei vorbi în limbi noi, lăudați să fie numele Domnului! Vei fi un om botezat de Duhul Sfânt, slavă Domnului! Unii se opresc la botezul spre pocăință în apă, dar mai există botez. Botez de la Domnul Iisus Hristos, botez cu Duhul Sfânt. Mai există iarăși un nou botez, botezul cu foc. Acela nu-l cam dorim, că nu ne place, așa e? Că ne doare, ne vaită. Dar iată, spune Scriptura că prin botezul cu foc ne apropiem de Dumnezeu. Aleluia! Mărire lui Dumnezeu! A fost un an, iubiții mei, în care mai mult din el am fost în foc. Dar niciodată n-am dat înapoi și am spus, Doamne, ajută-mă! Dumnezeu, când Tu ești în probleme și în necazuri, întomește oameni să te ajute. Aleluia! Sunt oameni care te sprijinesc în rugăciuni. Lăudați să fie numele Domnului! Tu ca om ai o datorie să-i slujești din toată inima ta. Lăudați să fie numele Domnului! Ioan capitolul 3 cu versetul 16 spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Lăudați să fie numele Domnului. Nu viață. Asta există aici numai o viață, ci viața veșnică. Lăudați să fie numele Domnului. Oameni buni, lupta noastră este să căpătăm viața veșnică. Lăudați să fie numele Domnului. Așa de mult ne-a iubit Dumnezeu că a dat pe singurului Fiu. Am înțeles că avem frați care au 18 copii. Dacă l-ar spune, mai ai da unul dintre ei? Nici de cum. Pentru că iubește, că sunt copiii lui.
Așa iubește Dumnezeu pe Fiul Lui. Dar iubirea, dragostea pe care ne-a purtat-o l-a dat să răscumpere lumea din păcat, din fără de lege. A dezbrăcat haina Lui glorioasă și a venit în trup pe pământ să răscumpere lumea din păcat. Tu, omule, cum vrei să răspunzi Lui Dumnezeu? Răspunde cu viața ta, căutând să te pocăiești împreună cu mine. Lăudați să fie numele Domnului. Această poruncă de pocăință nu vine din partea Olteniei, vine din partea Maramureșului și vine însuși din partea lui Iisus Hristos. Faptele Apostolilor, capitolul 17 cu versetul 30. Acum și nu mâine, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește tuturor oamenilor pretutindeni ce să facă, oameni buni, să se pocăiască, ca rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, slăvit să fie numele Domnului. În urma predicii lui Petru, oamenii veneau să-l întrebe ce să facem. Petru, plin de Duhul Sfânt, aleluia, le spunea: mai întâi pocăiți-vă și apoi fiecare dintre voi să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Lăudați să fie Domnul! Amin. Înseamnă că există botez spre iertarea păcatelor. Aleluia! Mărire Domnului! Ce mare Dumnezeu avem! Cuvântul spune tot la Ioan, capitolul 6, cu versetul 68. Doamne, a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții. Unde ai găsit tu cuvintele vieții? Aleluia! La Iisus Hristos! Parcă că nu mai ai pe nimeni. Ești dat la o parte de oameni de pe pământ. Intervine Domnul Iisus Hristos și te ajută El. Vi s-a întâmplat vreodată așa ceva? Mie mi s-a întâmplat. Când oamenii nu mă băgau în seamă, să știi că când Dumnezeu pune ceva în tine pentru investiție, unora oameni nu le place. Așa e, Domnul. Pentru că trebuie să spui adevărul. Amin. Și adevărul e Domnul Iisus. Amin. Trebuie să le spui că noi trebuie să călcăm pe urmele Domnului Iisus. Și lor nu le place. Trebuie să le spui că trebuie să se lasă de unele lucruri pe care Evanghelia nu le dă voie, nu le place. În vremea aceasta pe care noi o trăim, e o lume de democrație, oameni buni. Mă gândesc acum 15 ani, când intrăm în adunare, era frică să intru în adunare, că auzeam așa vorbește Domnul, omule, oprește-te din calea ta păcătoasă. Doamne, trezește-ne în vremea aceasta. Doamne, îndură-te de noi. Ca pocăința pe care a trăsat-o Domnul Iisus dreaptă, sfântă, cu sângele Lui care curgea și urmaie pe străzile Ierusalimului, astăzi să curgă o picătură în biserica aceasta. Amin. Credeți voi în jertfa de pe cruce? Amin. Slăviți să fie numele Domnului. Aveam un caz în anul acesta, prin harul Domnului Iisus Hristos, anul ce a trecut, mă rugam într-o căsuță, dar o casă plină de Duhul Sfânt. Începeam prin ulițele satului. Am spus și am promis ieri că vă mărturisesc această lucrare. Să mă rog cu oameni să vină la pocăință. Rugându-mă în ploi, neavând adăpost, oamenii căjiți, care trăiau după o zi pe alta, oameni simpli. Aleluia! Rugau Domnului și spunea: Doamne, poartă-ne de grijă și nouă. A fost o vreme când s-au împotrivit autoritățile, s-au împotrivit oamenii din sat care sunt îndoctrinați. Ce-i asta pocăință? De ce părăsiți pe Dumnezeu? De ce părăsiți dreapta credință? Lupta n-a fost ușoară.
Dar era Iisus în luptă, aleluia, care era înaintea noastră. A hotărât Dumnezeu când i-a dat un căsuț, o cort, printr-un frate să ne rugăm lui Dumnezeu. Oameni buni, ne rugăm cu 3-4 suflete. Parcă unii erau descurajați. Să mă rog cu 3-4 suflete. Nu e mai bine să predici la 50, 60, 100, 400? E ușor, e bine. Dar Scriptura ne învață și spune că uneți 2 sau 3 adunați în numele Lui, El este prezent. Aleluia! Aici putem să fim 50, dar dacă n-ai venit în numele Lui, nu e nimic. Și nu se întâmplă nimic. Toți oamenii spun că merg în numele Lui Iisus Hristos. Dar dovada este faptul că trăiești pocăința să vii în numele Lui Iisus Hristos. Aleluia! Mărire Domnului! Aleluia! Rugându-ne Domnului în acel cort, Dumnezeu care este bun și drept și lucrează pentru oricine, a hotărât să ne dea un locaj de închinare sprijiniți de oamenii lui Dumnezeu, plini de Duhul Sfânt, mânați de Duhul Sfânt. Aleluia! Biserica creștea. Aleluia! Anul acesta am avut 6 botezuri. A lucrat Dumnezeu cu minuni. Am avut un suflet când mă rugam în casa aia veche. A dat Domnul un cuvânt pentru el prin prorocie. Și spunea Domnul: bărbatule, m-am oprit în dreptul tău să stau de vorbă cu tine. Să aveți de grijă când mă vorbești de Domnul. Spune Scriptura, nu disprețuiți prorociile și luați ce este bun. Să nu te pui drept judecător și să iai ce e bun. Aleluia! Amin. Și n-a înțeles chemarea din partea lui Dumnezeu de a spus Domnul câteva cuvinte. Va veni vremea când vei bate la ușă și ușa nu se va mai deschide. Va veni vremea când vei urla de durere. Și n-a înțeles. Soția lui s-a predat. A venit când aveam studiu pentru botez, căutându-i să pregătim pentru această lucrare. Pentru că așa spunea Petru, mai întâi, pocăiți-vă și pe fiecare dintre voi să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Oameni buni, când a venit timpul să fie botezată sora, el a venit și s-a luptat împotriva lui Dumnezeu. Ne taie capul cu săcuria și nu ne mai lasă să facem lucrarea. Și am spus: Doamne, Tu care ești Dumnezeu în durere și lucrezi, Tu care ești viu și adevărat, știu, Doamne, pentru via Ta lucrare sunt oameni care au suferit. Sunt oameni care se rugau în crăpături. Sunt oameni care au fost tăiați cu ferestreu, vorbește la evrei Scriptura. Dacă e să trec pe aici, îți mulțumesc frumos. Sora a renunțat și a spus: nu mă mai botez. Îi spuneam: fii atentă, va veni mânia lui Dumnezeu peste familia ta. Și n-a vrut să mai înțeleagă. În anul acesta, acum 3 luni, mi-a dat o veste diaconul bisericii la ora 2 noaptea. Frate Călin Griga a găzut un buștean în pădure peste el și l-a rupt în două. Oameni buni, m-am cutremurat și nu știam ce să mai fac. Și am zis: ce pot să fac eu acum decât să mă rog lui Dumnezeu? L-a dus cu elicopterul la Cluj. Nu s-a mai putea face nimic. A rămas invalid la pat. Fratele pastor Valentin cu fratele Eugen
L-a vizitat acum o săptămână și ceva sau două, să nu greșesc. Primul cuvânt în spital a fost să vină fratele Călin. Când am intrat în salon, plângea și spunea, vreau să fiu botezat. Aleluia. Omule! Dumnezeu are metode să te pocăiești. Dumnezeu nu forțează pe nimeni. Și din dragoste să vii să-i slujești Lui. Dar adeseori te forțești tu pe tine prin necaz și prin problemele pe care le întâmpini. Acum slujește-Lui Dumnezeu un cărucior. Soția Lui îl poartă. Soția Lui îl îmbracă. Pentru noi e o bucurie că s-a pocăit. Dar e o întristare că a venit în halul acesta. Dar promisiunea am avut din partea lui Dumnezeu că își va întinde mâna. Aleluia! Când medicii au spus în dreptul cortului meu că nu mai există șansă, când soția mea a murit, atunci eram disperat greu. Am căzut jos în spital și m-am îmbolnăvit. 4 zile a fost în comă. Atunci strigam pe holurile spitalurilor la Dumnezeu și spuneam, Doamne, ia-mă pe mine și nu-mi lua soția, pentru că nu o să mai am mamă la copil. Nu vreau să detaliez multe lucruri, pentru că nu vreau să iau răbdarea nimănui. Dar când medicul a spus că nu se mai poate face nimic și să pregătesc sicriul pentru mormântare, Dumnezeu a pregătit cale de izbăvire pentru mine. Dumnezeu i-a dat viață. A avut blocaj renal, infarct stop cardiac și creierii inflamați în cap. Oameni buni, medicii se mirau și strigau, Tu ai un Dumnezeu viu, aleluia! Omule! Soția ta a trecut prin urechea acului, a fost moartă și a înviat. Nu vrei tu care ești aici să-i slujești acestui Dumnezeu viu? Care lucrează și azi? Aveam împotriviri când am venit aici spre dumneavoastră și spuneam lui fratele Eugen, nu știu de ce m-a dus Domnul aici, dar știu că El m-a dus. În loc să mă... Eu nu călătoresc cu trenul de câțiva ani bun. În loc să mă pun pe trenul care a cumpărat biletul, eu m-am pus pe accelerat. Și controlorul să mă daie jos. Dar eu l-am pus pe Domnul Iisus, aleluia. Și am spus, fie-ți milă de mine că mă duc la biserica lui Dumnezeu. A lăsat controlul capul jos și a spus, du-te sus pe tren. Aleluia! Ăsta-i Dumnezeul nostru! Aleluia. În care noi ne încredem. Trăiască numele Lui cel scump în inimile noastre. Aleluia! O întristare că bătam ieri. Am auzit vestea aceasta că fratele Valentin, păstorul bisericii, și-a pierdut tactile. Sau i-a furat. Și spuneam lui fratele Florin, slujitorul din biserică, sunt tare supărat. Că nu mai ajunge fratele și vin și odată în partea Olteniei de unde se trage dumnealui și nu e aici. Mă întristam tare rău și îi spuneam lui fratele Florin, haideți să ne rugăm pentru această lucrare. Ne rugam Domnului aici și spuneam fratele Florin, nu va trece 2 ore. Și actele vor veni înapoi. Slăviți să fie Domnul! Mărire Domnului! Să știți că m-am îndoit. Și recunosc înaintea Domnului. Am spus, Doamne, cine mai aduce azi un portofel cu bani și cu carduri? Dar avem un Dumnezeu viu, aleluia! Care lucrează. Aș avea atâtea mărturii frumoase, experiență să vă spun din viața mea. Slujesc Domnului de la vârsta de 9 ani, m-a chemat Dumnezeu printr-o lucrare de prorocie personală și am spus, Domnul, te voi pune deoparte pentru mine să lucrez. Slăviți să fie numele Domnului! Eu n-am prevenit dintr-o familie de pocăiți. Eu am venit dintr-o familie de ortodoxi. Eram un copil foarte religios. Îmi plăcea să mă duc la biserică. Îmi plăcea să fiu la strană, dacă știți ce e strană, să cânt cu cantorul din sat, să mă îmbrac în îngeri atunci când mergea cu stropitul de popotează,
Îmi plăcea lucrurile acestea, dar Dumnezeu avea ceva mai bun pentru mine. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! M-am bucurat pentru frățiorul că am văzut copilașii că cântă în adunare. Știți când vedeți binecuvântarea pe care slujitorii o cerut-o peste copii? Când cântă în adunare. Când spun poezii în adunare. Atâta vreme, eu nu vorbesc acum de binecuvântare, că nu este binecuvântare, dar amintesc lucrul acesta spre folosul nostru. De multe ori oprim copiii și lasă la casă, că nu mă face probleme în adunare. Mai tare mă va deranja la 20 de ani când vă vedea în discoteci. Mai bine deranjeze-mă în adunare. Amin. Că știu că din sutele de cuvinte pe care vor trece prin gaurica lui, îi va rămâne un cuvânt că trebuie să se pocăiască, să se împace cu Dumnezeu. Amin. Eu cred că asta e dorința părinților. Amin. Ca copiii să se întoarcă la Dumnezeu. Amin. Și să slujească lui. Aleluia. Oameni buni, avem un Dumnezeu viu. Avem un Dumnezeu drept care lucrează. Slăvit să fie numele Lui Cristos. Dumnezeu de-a rândul anilor am purtat prin România, prin Occident. Am văzut multe lucruri, dar un singur lucru m-am ținut. Am spus, Doamne, câtă vreme voi merge și de unde voi veni, vreau să nu lipsească un lucru din viața mea, călăuza Duhului Sfânt. Vreau să fiu călăuzit de Tine, de Duhul Sfânt. Că dacă voi fi călăuzit de Duhul Sfânt, știu că, Doamne, lucrarea se va vedea în adunări. Aleluia! Spune un cuvânt de preț, un frate, aici și nu mai rețin. Aici nu venim la teatru sau la sală de cultură. Și aici venim înaintea lui Dumnezeu. Aleluia! Aici vin oameni să plângă înaintea Lui. Aici vin oameni să-și plângă necazul și problema. Aici vin oameni cu poveri, întristați și necăjiți. Și mă plin de bucurie către căsele lor. Aleluia. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Vă încredințez în brațul lui Dumnezeu. Aleluia. Și-mi cer iertare dacă m-am dus mai mult timp. N-am fost niciodată, dar porția mi-a luat-o mai mare, dar data viitoare o să fie mai micuță. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Să vă întărească. Amin. Și vă îndemn, fraților, să sprijiniți lucrarea lui Dumnezeu. Să sprijiniți pe fratele Florin, să căutați adunarea lui Dumnezeu și să căutați stăruința după botezul Duhului Sfânt. Amin. Să căutați să stăruiți înaintea lui Dumnezeu, amin, dar nu numai strigând către El să vă dea Duhul Sfânt, și cercetând Scripturile și căutând să stăruim prin viața trăită cu Dumnezeu, și atunci Dumnezeu ne va boteza cu Duhul Sfânt. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Amin.